Adică cum o să fie meciul cu Rostov? Se joacă acum, după ce acum o lună și ceva nu s-a putut juca din cauza COVID-ului la ele. În primul rând, orice merge împotriva lui Rostov este o înfruntare foarte, foarte strânsă, o înfruntare a creierilor de foarte multe ori, pentru că există multă calitate de partea ambelor echipe. E cu siguranță derbiul grupei noastre și derbiul care este în Europa în acest moment. Cred că meciul de joi nu va avea multe în comun, atât de multe în comun neapărat cu meciul care a fost amânat, pentru că ei erau într-o altă perioadă, urmau să schimbe antrenorul, erau într-o perioadă, așa să spunem, de tranziție, astfel încât meciul de acum sunt mult mai așezate decât ar fi fost în acel moment. Dacă te gândești la starea de spirit, CSM vine după un egal acasă, ele au câștigat un meci pe care puteau să nu-l câștige în ultima secundă. Cum echilibrezi balanța în situații de genul ăsta? Fiecare meci are istoria lui. Nu cred că te poți baza niciodată pe ce s-a întâmplat în trecut ca să se repete dacă nu vei munci cu tot ceea ce ai la dispoziție. Așa că fiecare meci, am spus mai devreme, are o istorie aparte, iar acest derby cu siguranță va fi tratat de toată lumea cu maxim interes și cu maximă dorință. Ca lot, ți se pare Rostov mai bună decât anul trecut, având în vedere transferurile pe care le-au făcut? Într-o situație de echipă completă, da, pentru că au și anumite accidentări acum. Cred că venirea lui Graza Adi contează foarte mult la linia lor de 9 metri, așa că un nucleu de bază cu care joacă de mulți ani împreună, aproape de când știm noi despre echipa Rostov, au foarte multe jucători care sunt și acum în echipă și în echipa națională a Rusiei. Iar prin aducerea lui Graz, cred că este într-adevăr, pe lângă un transfer bun, dar este și completează foarte bine ideea lor de echipă. Gras sau Viahireva, care este mai periculoasă pentru noi? Sunt două jucătoare diferite. Gras este un conducător de joc care tot timpul dorește să joace un joc organizat, să aibă tot timpul un joc colectiv foarte bine pus la punct. În schimb, Ana Viahireva este jucătorul care de multe ori iese puțin din tiparul echipei, pentru că are această calitate fantastică de a rezolva singură multe situații, așa cum știm cu toții. Și este un mix foarte bun pe care l-au cu aceste două jucătoare. Ne ajută sau ne încurcă faptul că Per Johansson este antrenor la ele? Nu știu cum să mă gândesc la lucrul ăsta. În handbal nu poți, sau în sport, nu cred că niciodată poți să știi exact ce se întâmplă în echipa adversă, chiar dacă el a jucat, chiar dacă el a fost alături de noi aici. Așa cum el a fost alături de noi aici, noi lucrăm împreună de 4 ani de zile și știm foarte bine cum funcționează mintea noastră. Cred întotdeauna că în teren vor fi aceste fete care pot face oricând diferența împotriva oricărui plan tactic pe care îl faci, pentru că există foarte multă calitate de partea ambelor echipe. Ai vorbit cu el în ultimele zile? Da, sigur. Vorbim des, suntem prieteni în primul rând. De 4 ani de zile lucrăm cel puțin în același proiect împreună, că tot am lucrat în două proiecte împreună. E pentru prima dată când vom fi adversari și poate de la 1 ianuarie anul viitor o să fie pentru prima dată când nu o să mai facem echipă, deși nu poți să știi exact ce ți-arată rezervă viitorul, dar suntem prieteni și delimităm foarte bine această zonă, cât să vorbim neapărat despre confruntarea noastră și cât să ne păstrăm relația dinainte. Sunt și tachinări așa, ca între prieteni amicale? Nu. Cum e echipa din punct de vedere fizic? Îmi spuneai că pentru asta vă antrenați zi de zi, ca să fiți gata din 3 în 3 zile la meciurile de Liga Campionilor, dar mă gândesc că se adaugă și presiune psihică și oboseală mentală. Sigur, pe lângă accidentarea Alexandrinei, de care știm cu toții cât de gravă este, e un sezon aparte față de restul de până acum. Cred că se acumulează atât de mult o oboseală mentală pe care e greu să o contorizezi în antrenamente, în ore, pentru că e ceva ce nu vezi. Cu această pandemie, cu această incertitudine, cu aceste testări care de două ori pe săptămână te fac să crezi că ok, mi se va schimba viața sau nu. Asta pe lângă sportul, pe lângă munca pe care o facem zi cu zi în antrenament, așa că suntem și în ultima săptămână a acestei prime părți a sezonului, să spunem, și într-adevăr este o oboseală acumulată, este pentru toată lumea acest lucru și trebuie doar să gestionăm foarte bine această situație. Dacă vezi partea plină a paharului, te ajută faptul că sunt meciuri din 3 în 3 zile și cumva le ții în priză pe fete și nu sunt foarte multe antrenamente lungi, fără competiție? Eu văd numai partea plină a paharului și văd
că pe noi ne avantajează acest mod de a juca cu multe meciuri. Cu asta suntem obișnuiți în ultimii ani, tot timpul jucăm multe meciuri. Și așa cum ai spus și tu, câteodată un meci care se joacă la un interval de 7 zile nu este neapărat în favoarea noastră, pentru că ne ieși un pic din ritm. Și într-adevăr eu prefer o succesiune mai ridicată de meciuri, pentru că atunci rămâi tot timpul conectat. Începând pe Sandy Barbosa, restul fetelor sunt ok? Da, toată lumea este, în afară de Alexandrina, toată lumea este bine. Sperăm ca și în următoarele două antrenamente să păstreze aceeași situație și la meci să jucăm bine, să câștigăm, să-i dedicăm victoria și Alexandrinei.